Preoții din trei protopopiate s-au întâlnit astăzi în cadrul conferinței de toamnă, conferință care a avut ca temă anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni. Au fost prezenți la sediul protopopiatului ortodox din Făgăraș, preoți din protopopiatele Făgăraș 1, 2 și Rupia. Fiecare protopopiat, prin preoții lor, a prezentat câte un referat cu privire la Sfinții Martiri. Lucrările au fost conduse de înalt preasfințitul Laurențiu Streza, mitropolitul Ardealului. Anual, în protopopiatul nostru, se desfășoară două conferințe tematice. Anul acesta a fost anul Sfintei Euharistii și anul Sfinților Brâncoveni. În primăvară am desfășurat conferința cu titlul Sfânta Euharistie și acum avem conferința de toamnă cu titlul Anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni. Vor fi strânși toți preoții din protopopiatele Făgăraș 1, Făgăraș 2 și Rupea. Va fi de față în preasfințitul nostru mitropolit Laurențiu Streza, care va conduce lucrările. Vor fi trei referate, din fiecare protopopiat câte un referat, vor fi discuții. Se va evalua felul în care s-a desfășurat și în Patriarhia Română și în zona noastră anul comemorativ al Sfinților Brâncoveni. La acest eveniment au ținut să participe cu o scenetă despre viața Sfinților Martiri Brâncoveni câțiva elevi ai școlii din Mândra, alături de profesoara lor. Doamne ajută, părinte, puteți pălea pe masă apă și pomelnicul. Da. Dar stați-o la jos, să vă trage suflet. Mulțumim. Ia te uită, pe cine avem noi? Pe teologul nostru. Mai să știi că ți se simte lipsa când nu vii la biserică. Suntem de la școala Mândra și astăzi am pregătit o scenetă cu copiii, dat fiind faptul că omagiem anul acesta, omagiem pe Sfântul Constantin Brâncoveanu. Ne-am gândit să aducem și noi un omagiu prin o jertfă, să zic așa, prin faptul că participăm la această scenetă și am organizat-o noi. E o scenetă care prezintă cumva viața Sfântului Constantin Brâncoveanu și oarecum mai mult istorică, să zic așa. Sunt 8 copii, foarte drăguți și foarte deschiși spre a participa la asemenea evenimente. Ce să vă mai zic, că cumva e un beneficiu dublu aici. Pe de o parte, pentru că apărând în fața atâtor oameni și stimulează stima de sine, încrederea că pot face anumite lucruri și că pot ieși în lume frumos și se pot manifesta, iar pe de altă parte, însușirea cunoștințelor istorice pe care le prezentăm prin această scenetă. Ajutat și de preotul paroh din Todărița, acești copii au reușit după 2 săptămâni să învețe foarte bine rolurile și să ofere celor prezenți un moment deosebit. Ceea ce urmărim noi ca obiectiv principal este prevenirea abandonului școlar. De aceea noi aplicăm aici niște lucruri ca rolul sau inversiunea de rol, ca prin acesta copiii să poată învăța mai ușor istoria. Este un fel de școală altfel, în care copiii cu plăcere, prin motivație, prin roluri asumate istoric, prin empatie, da, intrarea în pielea celuilalt, ajung să joace un rol, să transmită niște informații, să audă niște informații pe care ei le vor reține în felul acesta mult mai ușor. Cu siguranță, dacă s-ar fi dat un referat despre Sfântul Constantin Brâncoveanu să-l citească de 3 pagini, cât este șeneta, n-ar fi reținut mare lucru. Dar în felul acesta, cu siguranță, fac lucrul acesta. Este un alt fel de a face școala, de a transmite informația, un lucru care este potrivit pentru ei. Și nu doar atât, din punct de vedere al scenetei și al elementului ei istoric. Este vorba aici și de o sămânță care va rodi în viață, pentru că asumându-și un rol de față cu ceilalți, făcând o reprezentație în fața unei mulțimi de oameni, ei nu fac altceva decât să își crească, să-și întărească conceptul și stima de sine. Preoții prezenți au fost impresionați de prestația copiilor. I-ai antrenat pe acești copii să simtă și ei ce eveniment extraordinar și unic întreaga țară îl sărbătorește anul acesta. Este o prelungire de la Sfânta Marie și până acum și până la sfârșitul anului vom pomeni pe cei care au fost, deci la 300 de ani, minune, la 300 de ani de la martiriul lor. Așadar, timp de câteva ore s-au prezentat referatele, s-au purtat discuții despre toate evenimentele desfășurate pe parcursul anului privind viața Sfinților Martiri Brâncoveni.